Pompierii romașcani au fost solicitați să stingă diverse incendii cauzate de coșurile de fum sau de instalațiile de încălzire, mai ales în ultimele zile. Având în vedere că sezonul rece se apropie, ne bate la ușă, ca să zic așa, aș începe cu câteva recomandări în ceea ce privește sistemele de încălzit, fie ele locale sau centrale, sau fie ele cu acumulare de căldură sau fără acumulare de căldură, cât și asupra instalațiilor electrice. La partea de sisteme de încălzit, să spunem, cu acumulare de căldură, poate este o noțiune greu de înțeles pentru cetățeni. Sunt acele sobe care sunt realizate fie din cărămidă, fie din teracotă, spre exemplu. Sobele fără acumulare de căldură sunt acele sobițe metalice, care metalul respectiv nu reține foarte mult căldură ca să o transmită ulterior. Diferențierea asta pe sistemele de încălzit o face datorită faptului că sobele fără acumulare de căldură se înfierbântă foarte mult. Practic ajung la o temperatură câteodată poate fi egală cu cea a coșului, de asta mai târziu o să mă refer la câteva aspecte preventive în ceea ce privește și coșul. La sobele fără acumulare de căldură, la sobele cu acumulare de căldură, cele realizate din cărămidă sau din teracotă, în primul rând vorbim de o distanță a elementelor combustibile, gen o haină, material textil, pot fi și alte materiale noase, o distanță față de focar, față de locul, noi spunem focar, locul în care se alimentează cu și cenușar, locul în care se alimentează cu lemne pentru a arde, o distanță de minim 1,25, adică 1,25 m distanța minimă, dar cu cât este distanța mai mare, cu atât putem vorbi de o siguranță. La fel și față de cenușar, pentru că acolo pot exista jar sau scânteii care sunt căzute în partea de jos. Necurățarea periodică a funinginii depuse pe coșurile de fum, neîntreținerea coșurilor în urma utilizării lor îndelungate sau neasigurarea etanșării burlanelor și coșurilor de fum sunt doar câteva dintre cauzele care pot conduce la adevărate tragedii. În apropierea sobelor, mă refer în partea din față, în apropierea focarului, nu trebuie să existe lemne. Practic, noi nu recomandăm ca lemnele să fie depozitate în apropierea sobelor. Totuși, dacă sunt depozitate acolo, să fie o distanță măcar de minim un metru, pentru că pot cădea scântei care duc la aprindere. În partea de jos, în fața sobelor, trebuie să existe un material incombustibil. O bucată de tablă de 50x70 este suficient din punctul nostru de vedere, astfel încât dacă din greșeală cade un jar, o scânteie de la sobă, să nu ducă la aprindere materialul combustibil. Poate fi și gresie. Nu este nicio problemă. Ideea este să fie un material incombustibil. Obligatoriu trebuie să existe acea ușiță prin care se face alimentarea. Lemnele nu trebuie să fie de dimensiune foarte mare, pentru că dacă ele sunt foarte lungi, poate arde partea din capăt, iar restul cade jos și duce la aprinderea materialului combustibil aflat în apropiere. Este strict interzisă, să spunem, depozitarea sau uscarea materialului în apropierea sobelor sau plitelor, pentru că am întâlnit astfel de situații. Noi nu recomandăm, pentru că temperatura de grătare este destul de mare și atunci poate duce la aprinderea materialului combustibil. În anul precedent, 18% dintre incendiile produse în județul Neamț au avut astfel de cauze. În momentul în care intrăm în sezonul rece, vorbim de o creștere a numărului de intervenții, datorate exploatării greșite atât a sistemelor de încălzit, mă refer începând, dacă ar fi să ne referim de la partea de început, lemne depozitate în fața focarului, lipsa ușițelor, partea de sobă și coș, cât și pe linie electrică. Pentru că instalațiile electrice, dacă nu sunt verificate de către personal autorizat, persoana care cunoaște, ele trebuie verificate, trebuie corect dimensionate, exploatate corespunzător, cum spuneam anterior, asupra consumatorilor care se află la capătul firului, să spunem așa, la prize, cât și a altor echipamente improvizate, pentru că am avut situații în care incendiul a pornit datorită faptului că cablul respectiv avea un defect în urma unei acțiuni mecanice. Da? Și atunci izolația a avut de suferit și nu a fost decât un pas ca să se producă o nenorocire. De cele mai multe ori, oamenii preferă să facă improvizații la instalațiile electrice și să nu țină cont de sfaturile specialiștilor.